Tradiționalul târg de Sfântul Dumitru din Comuna Recea a căpătat de câțiva ani o mai mare amploare. Pe lângă produsele gospodarilor care vin aici de pe Valea Teleormanului și din nordul județului Argeș, le găsim și pe cele ale legumicultorilor din Dâmbovița. Și cum pentru locuitori este o zi specială, administrația locală a hotărât să ofere celor prezenți și câteva ore de distracție. Pe scena amplasată în locul unde se ține târgul au cântat interpreți de muzică populară și au evoluat ansambluri folclorice din partea de sud a Argeșului. Cu performanțe deosebite în evoluția artistică, ansamblurile de călușari din Costești, dar și cel din Popești, au demonstrat că tradiția acestui dans s-a conservat și s-a transmis din generație în generație. Tot de pe Valea Teleormanului, pe scenă, au urcat interpreți de muzică populară care au scos oamenii la joc. De la râca pe costiță și-ai mai lele, am o mândră garofiță și-ai mai lele. Garofiță, garofiță, cu coarele de petiță, împletite în romaniță și-ai mai lele. Garofiță, garofiță, cu coadele de petiță, împletite în romaniță, și-ai mai lele. Elevii școlii de artă și ai casei de cultură din Costești, care s-au afirmat pe diferite scene din țară și la concursuri de gen, au interpretat o serie de melodii populare românești, dar și armănești. Vizuile apeată, mărdinea de-a mare, avea lățâii noi pe mirachis băgari. Vizuile apeată, mărdinea de-a mare, avea lățâii noi pe mirachis băgari. Taraful condus de către Cătălin Iancu a întreținut atmosfera și a acompaniat cântăreții de la Doina Argeșului.
În vervă de zile mari, primarul localității a urat celor prezenți un călduros bun venit și distracție plăcută, după care s-a prins în horă demonstrând că nu este străin de tradiție. Noi, cum ați văzut de câțiva ani, am început să facem, să ținem această sărbătoare a târgului tradițional de Sfântul Dumitru. Vreau ca pe fiecare an de acum încolo să mențină această sărbătoare, ca cetățenii să vină, să distreze și ei o dată pe an în localitatea noastră. Vă mulțumesc la cei prezenți și la cei care vor mai veni în continuare. Distracție plăcută! Față de anii trecuți, zona în care se ține târgul a fost modernizată, drumul asfaltat și se preconizează, ca și celelalte două artere care comunică cu drumul județean, să fie modernizate până la sfârșitul acestui an.